Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre nazismul în fața justiției. Procesele celui de-al doilea război mondial. Încă din iarna anului 1942, guvernele puterilor aliate au anunțat că doresc pedepsirea criminalilor de război din Germania nazistă. În data de 17 decembrie, liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice au dat prima declarație comună privind uciderea în masă a evreilor europeni și hotărârea fermă de a duce pe cei responsabili în fața justiției. Potrivit documentelor britanice, Winston Churchill ar fi preferat varianta unor execuții sumare pentru aceste crime în locul organizării unor procese, dar în cele din urmă s-a luat decizia, la nivelul Alianței, de a organiza un tribunal militar internațional. Declarația de la Moscova din octombrie 1943, semnată de Roosevelt, Churchill și Stalin, stabilea că la momentul semnării unui armistițiu, persoanele considerate responsabile de crime de război vor fi trimise înapoi în țările în care au fost comise acele crime și judecate potrivit legilor statului respectiv, cât despre criminalii de război, ale căror crime nu puteau fi limitate unei zone geografice, aceștia urmeau să fie pedepsiți prin decizia comună a guvernelor aliate. Procesele de la Nuremberg, desfășurate între 1945 și 1946, cu scopul de a judeca liderii naziști, au obținut o mare celebritate în mass media. În afara Germaniei, au mai avut loc și alte procese de mare importanță, deși nu au avut aceeași mediatizare. Pe lângă procesul de la Nuremberg, un alt număr mare de procese urma să aibă loc în Germania după război. Acesta a fost și cazul țărilor care au suferit de pe urma ocupației germane, precum URSS, Polonia sau Norvegia, Japonia, un alt membru al Axei a avut și a propria versiune a proceselor de la Nuremberg. Toate acestea, multe dintre aceste procese au fost ulterior uitate și sunt abia cunoscute. Primii pași. În timpul celui de-al doilea război mondial, în 1943, de către Aliați a fost creată așa numita Comisie pentru Crime de Război a Națiunilor Unite. Organizația s-a născut cu misiunea de a investiga crimele de război săvârșite de puterile Axei, cu ideea ca aceste crime să fie judecate după război. Totuși, această comitere de crime de război nu s-a bucurat niciodată de autonomie sau capacitate operațională. Indiferent de legislația în vigoare în fiecare țară, în general, țările Axei n-au respectat un număr bun de tratate internaționale. Pe lângă încălcarea granițelor sau pactele de neagresiune, tot ceea ce cuprindea convențiile de la Geneva și de la Haga fusese încălcat vădit. Pe măsură ce războiul a progresat, a devenit clar că numărul crimelor comise va duce la un volum mare de anchete judiciare. Acest lucru a fost dezvăluit în timpul eliberării lagărelor de concentrare naziste între 1944 și 1945 sau după eliberarea orașului Manila la începutul anului 1945. Cei trei mari, Statele Unite, Uniunea Sovietică și Regatul Unit, au vorbit despre această problemă în cadrul conferințelor de la Teheran și de la Yalta. S-a convenit să judece criminali de război naziști și se aducă în fața justiției. Pentru foștii lideri germani, aceasta a luat forma organizării unui proces judiciar major, care va avea loc în orașul Nuremberg. În alte cazuri, problema a fost împărtășită între țările aliate, fără o abordare unificată. În viitor, această împrejurare ar duce la nesfârșite conflicte între țări privind competența instanțelor sau extrădarea inculpaților. Procese în Germania. Procesul principal de la Nuremberg, care a avut loc din noiembrie 1945 până în octombrie 1946, i-a judecat pe cei mai importanți lideri naziști. Cu toate acestea, nu a fost singurul proces care a avut loc. În anii următori au avut loc mai multe procese împotriva înalților oficiali, ai ministerelor, juriștilor, medicilor SS sau a ofițerilor responsabili ai Einsatzgruppen. Diferența față de procesul principal este că acesta a fost prezidat de o instanță internațională, în timp ce următoarele au fost efectuate exclusiv din inițiativa Statelor Unite. În acest sens, nu trebuie uitat că Nuremberg se afla în zona de ocupație a Statelor Unite. Fără a umbri relevanța a ceea ce s-a întâmplat la Nuremberg, în anii postbelici au avut loc și alte procese relevante. Unul dintre ele ar fi procesul Belsen,
1945, organizat de britanici pentru a epura responsabilitățile oficialilor lagărului de concentrare Bergen-Belsen. De asemenea, care evidenția procesele Ravensbrück desfășurate la Hamburg între 1946 și 1948, care i-au judecat pe ofițerii lagărului de concentrare menționat. La rândul lor, între 1945 și 1948, nordamericanii au ținut mai multe procese la Dachau să judece personalul unor lagăre de concentrare sau pe cei responsabili de masacrul de la Malmedy. Cu toate acestea, procesul Malmedy a generat o mulțime de controverse și în cele din urmă, mulți dintre cei condamnați pentru crime de război, precum Joachim Peiper, au ajuns să fie liberi. Odată ce Republica Federală Germania și Republica Democrată Germană au fost înființate în 1949, situația a fost foarte diferită în fiecare țară. Germania de Vest. În refege, mulți soldați naziști, polițiști, juriști și birocrați au reușit să-și refacă cariera profesională și să se integreze normal fără a fi afectați de trecutul lor. Acest lucru s-a întâmplat chiar și cu foști membri ai Gestapo sau SS. Acest proces s-a desfășurat în contextul războiului rece, în căldura anticomunismului predominant, autoritățile de ocupație americane jucând un rol foarte proeminent. Nici guvernul lui Konrad Adenauer nu ar fi ignorat această realitate și a facilitat reabilitarea politică a numeroși foști naziști. În general, până în 1950, populația Germaniei de Vest a aspirat să lase trecutul în urmă și a închis ochii la ceea ce se întâmpla. Cu toate acestea, procesul împotriva lui Adolf Eichmann, ținut la Ierusalim, și așa numitul proces Auschwitz, ținut la Frankfurt, au schimbat situația care predominase până atunci. Ambele procese au fost foarte mediatizate și au ajuns să influențeze punctul de vedere al multor germani. Ca urmare, de la sfârșitul anilor 1960, unii criminali de război naziști au început să fie urmăriți penal. În mare măsură, această schimbare de tendință s-a datorat procurorului Fritz Bauer, principalul arhitect al procesului Auschwitz, fiind ținut de justiția germană. Pasul făcut de Bauer în fața aparatului judiciar german a creat un precedent. Toate acestea, mulți alți criminali de război sau foști oficiali naziști au continuat să se bucure de protecție și au evitat urmărirea penală. Acesta a fost cazul generalului SS Heinz Lammerding, a cărui extrădare în Franța a fost blocată în mod repetat de autoritățile germane. Lammerding fusese comandantul diviziei Waffen-SS Das Reich, responsabilă de masacrul de la Oradour-sur-Glane din 1944. Germania de Est. În primăvara lui 1945, mulți oficiali sau soldați naziști au fugit din Germania de Est în fața avansului sovietic, ceea ce a însemnat în cele din urmă că mulți au scăpat de accesul justiției în URSS. Din 1949, în RDG au fost nu puține cazuri de foști criminali de război naziști care au fost descoperiți de autorități și judecați. Unii au primit pedeapsa cu moartea din cauza gravității crimelor. Aceștia erau, în general, soldați de rang și subofițeri, spre deosebire de ofițerii de rang înalt care fuseseră judecați la Nuremberg după război. Dintre toate, merită evidențiate cazurile lui Horst Fischer și Josef Blöche, datorită ecoului mediatic pe care au ajuns să-l aibă în interiorul și în afara RDG. Horst Fischer jucase un rol important ca medic SS în lagărele de concentrare Auschwitz-Birkenau și Monowitz. După război a reușit să treacă neobservat până când va fi descoperit de Stasi în 1965. Va fi judecat de Înalta Curte a RDG, care l-a condamnat la moarte, fiind executat cu ghilotină în iulie 1966. Cazul lui Josef Blöche totuși a obținut o faimă mult mai mare. Blöche a fost membru al SS cu un istoric extins de implicare în crime de război. Apariția sa într-o fotografie emblematică a represiunii din ghetoul din Varșovia, țintind un băiat evreu, a devenit cea mai cunoscută ispravă a sa. După război a reușit să treacă neobservat datorită unui accident de muncă care l-a lăsat cu grave sechele faciale. În ciuda acestui fapt,
El nu a putut împiedica Stasi să-l descopere și să-l aresteze în ianuarie 1967. În ceea ce a fost un proces foarte mediatizat, volumul mare de dovezi grafice și materiale ale crimelor sale s-au întors împotriva lui. Condamnat la moarte, a fost executat în 1969. Procese în Europa de Vest. În Europa de Vest, ocupația germană nu a atins nivelurile de violență pe care le-a făcut războiul în Est, mai ales în Uniunea Sovietică sau Iugoslavia. După încheierea războiului în țările occidentale, colaborarea cu Germania a fost persecutată abundent, ducând la o represiune extinsă în națiuni precum Franța. Franța. După eliberarea Franței de către aliați în august-septembrie 1944, a început un proces de epurare legală împotriva tuturor acestor elemente colaboratoare. În multe cazuri au avut loc procese care s-au încheiat cu descalificare, pedepse cu închisoare sau pedepsa cu moartea. Acesta ar fi cazul personalităților cunoscute precum Pierre Laval, șeful guvernului de la Vichy, Joseph Darnand, șeful miliției colaboraționiste sau Robert Brasillach, care a primit pedepsa cu moartea. Nu același lucru s-a întâmplat cu Philippe Pétain, fost lider al regimului de la Vichy, a cărui pedeapsă cu moartea a fost comutată în închisoare pe viață. În ciuda faptului că nu a existat un proces sumar mare de tip Nuremberg, procesele împotriva lui Pétain sau Laval au obținut o mare notorietate. Pe lângă procesele legale, din primele zile ale eliberării s-au declanșat și represiuni necontrolate în toată țara. Au avut loc numeroase arestări și execuții ilegale, precum și umilințe publice. Acest lucru a fost remarcat în special în rândul femeilor, acuzate că au fraternizat cu germanii, care au fost bărbierite și defilate în public ca retrogradare. Nu există cifre oficiale cu privire la cei uciși în represiune, aceasta fiind o problemă complexă pentru istoriografie. Cu toate acestea, e semnificativ faptul că în martie 1945, ministrul de interne, socialistul Adrian Tixier, a declarat că până atunci au fost executate aproximativ 105.000 de persoane. Începând cu 1950, cei mai mulți dintre cei condamnați la închisoare sau epurați legal au fost reabilitați. De menționat și oficialii colaboraționiști care, după eliberare, au reușit să-și cureze trecutul și să-și mențină cariera profesională. Un caz proeminent a fost cel al lui Maurice Papon, ale cărui servicii în timpul ocupației germane nu l-au împiedicat să devină prefect al poliției din Paris sau ministru de finanțe. Papon a fost responsabil pentru deportarea peste 1.000 de evrei în lagărele naziste. Abia în anii 1990 a fost judecat pentru aceste fapte și condamnat la închisoare. Norvegia. Ocupația germană în Norvegia nu a atins asprimea pe care a avut-o în alte țări europene, deși a existat un grad semnificativ de colaborare într-un număr mare de norvegieni. Acest fenomen a fost personificat în figura lui Vidkun Quisling, șeful guvernului colaboraționist local sub naziști. Atât rezistența, cât și guvernul exilat din Londra au început o epurare legală a celor mai semnificative elemente pronaziste. Vidkun Quisling a fost judecat într-un context mediatic foarte advers pentru el, fiind condamnat la moarte și executat în octombrie 1945. Un final similar ar avea câteva zeci de norvegieni și germani urmăriți de justiția țării nordice. Mulți dintre cei condamnați la moarte fuseseră membri ai Staatspolizei, Stapo, o poziție colaboraționistă înființată de naziști. Un alt caz proeminent a fost omul de afaceri și cântăresul de operă Albert William Hagelin, mâna dreaptă a lui Quisling, care deținea un portofoliu ministerial în guvernul colaboraționist. Hagelin s-a numărat și printre cei care au primit pedeapsa cu moartea. Reflectând climatul care a predominat la sfârșitul războiului, termenul Quisling avea să devină în cele din urmă un sinonim pentru colaboraționism. Olanda. Istoria Olandei în timpul celui de-al doilea război mondial oferă multe contraste. În timp ce straturi importante ale populației au participat la rezistență, mulți alții au colaborat activ cu ocupanții. Și în timp ce regimul de ocupație a fost inițial relativ benign, ultimele luni au fost deosebit de brutale.
Pe lângă pagubele materiale ample, peste 200.000 de olandezi au pierdut viața ca urmare a represiunii, a foametei sau a acțiunilor militare. După eliberare, în mai 1945, a început o epurare a celor care ajutaseră ocupanții, proces care a cuprins arestări, umilire publică sau execuții extrajudiciare. Autoritățile olandeze s-au grăbit să înființeze o instanță specială, Bijzondergerechtshof, însărcinată cu desfășurarea acțiunilor legale împotriva colaboratorilor și funcționarilor germani. Aproximativ 14.000 de olandezi au ajuns să fie urmăriți de această instanță, dintre care peste 100 au primit pedeapsa cu moartea. Acesta ar fi cazul lui Anton Mussert, lider al Mișcării Național-Socialiste Olandeze și figură centrală a colaboraționismului, împușcat în 1946. Un alt caz notabil a fost cel al lui Hans van Dijk, un evreu din Amsterdam care colaborase cu naziștii. Van Dijk a fost considerat responsabil pentru demascarea peste 100 de compatrioți ai săi, mulți dintre evrei, care au fost arestați și trimiși în lagăre de concentrare, unde majoritatea au murit. Unii autori au atribuit și denunțarea Anei Frank și a familiei ei. Instanțele olandeze n-au putut judeca principala autoritate germană în timpul ocupației, Arthur Seyss-Inquart, din moment ce acesta făcea parte din grupul de lideri naziști judecați la Nuremberg. Dar alți oficiali germani de rang înalt ar ajunge să răspundă pentru crimele lor în fața judecătorilor olandezi, precum Hans Albin Reuter, șeful SS și al poliției din țările de jos. Reuter sau Rauter fusese responsabil de coordonarea represiunii violente împotriva rezistenței și a populației, ceea ce îl făcuse foarte urât. Procesul său a avut loc în 1948, fiind condamnat la moarte și executat un an mai târziu. La acea vreme, procesul împotriva lui Rauter a fost mediatizat semnificativ. Procese în Europa de Est. Ocupația germană a avut o intensitate deosebită. În țările din Europa de Est, cu țări precum Polonia sau Iugoslavia, care au suferit în special de pe urma represiunii germane. După război, pe lângă urmărirea penală a criminalilor de război germani, reprimarea colaboraționismului a fost un element central al acestor procese legale. Deși mulți criminali de război naziști au evadat sau nu au fost extradați în aceste țări, mulți alții au fost capturați și puși în judecată. Polonia. Dintre celelalte țări din Est, cazul Poloniei a fost unic. Ocupația germană a fost deosebit de grea pentru țară, al cărei exponent maxim a fost în numărul mare de lagăre de concentrare și exterminare pe care naziștii le-au instalat. Trebuie avut în vedere că între 1939 și 1945, unele părți ale Poloniei fusese anexate Germaniei, în timp ce restul teritoriului intrase în jurisdicția guvernului general. Autoritățile poloneze au înființat așa-numita Curte Națională Supremă, care între 1946 și 1948 a judecat oficial german de rang înalt staționați în Polonia ocupată. Printre principalii inculpați s-au numărat Albert Förster, un fost nazist, Goleiter la Danzig, Ludwig Fischer, guvernatorul districtului Varșovia, Josef Bühler, secretar de stat pentru guvernul general, sau Rudolf Höss și Amon Göth, comandanții lagărilor de concentrare de la Auschwitz și respectiv Krakow-Plasov. Figura lui Amon Göth avea să ajungă la faimă zeci de ani mai târziu, după premiera filmului Lista lui Schindler, 1993. Datorită gravității acuzațiilor aduse inculpaților, în majoritatea cazurilor au fost pronunțate condamnări la moarte. Au fost organizate procese separate și pentru personalul din lagările de concentrare de la Auschwitz, Majdanek și Stutthof. Acesta din urmă situat chiar în afara Danzigului. De menționat că în aceștia nu toți cei urmăriți penal au fost germani și s-au remarcat și unele cazuri de colaboratori polonezi la Holocaust. Cu toate acestea, autoritățile Poloniei comuniste au ales să nu aprofundeze această problemă și nici n-au făcut-o cu ceea ce s-a întâmplat în masacrul de la Katyn. După 1948, pe măsură ce reconstrucția țării a progresat, urmăririle împotriva oficialilor naziști au scăzut.
La aceasta s-ar adăuga și faptul că până în 1956, mulți dintre condamnații care se aflau încă în închisoare au beneficiat de o amnistie. Totuși, în 1950 existau încă câteva procese notorii. În acest sens se remarcă cazul lui Erich Koch, fostul Reichskommissar german pentru Ucraina, a fost responsabil pentru o serie de crime și crime de război. Paradoxal, Koch nu a fost judecat în URSS, ci în Polonia, în octombrie 1958. Asta pentru că mii de polonezi din vestul Ucrainei au fost uciși sub responsabilitatea sa. El va fi condamnat la moarte, deși autoritățile poloneze i-au comutat pedeapsa în închisoare pe viață. Koch nu a arătat niciodată remușcări și a rămas în închisoare pentru tot restul vieții până la moartea sa în 1986. Iugoslavia. Ocuparea Iugoslaviei de către forțele Axei nu s-a redus la o simplă ocupare militară a teritoriului. Pe parcursul conflictului s-a dezvoltat un autentic război civil intern, în care au intervenit numeroși actori, partizani comuniști, cetnici sârbi, ustași croați, bosniaci musulmani, etc. În plus, nu trebuie să uităm că unele regiuni au fost anexate de vecinilor, Germania, Italia sau Ungaria, și de noul stat independent, Croația. Drept urmare, Iugoslavia restaurată a introdus proceduri judiciare împotriva ocupanților și colaboratorilor. La începutul anului 1946, generalul Leon Rupnik, principalul arhitect al colaboraționismului din Slovenia și mai mulți ofițeri germani staționați în zonă, au fost judecați la Ljubljana. Principalii inculpați din acest proces au primit condamnări la moarte și urmau să fie executați. Câteva luni mai târziu a avut loc așa numitul proces de la Belgrad împotriva membrilor guvernului colaboraționist sârb sau a primarului Belgradului aflat sub ocupație, Dragomir Jovanović. Autoritățile iugoslave au insistat să includă în anchetă pe generalul Draža Mihailović, controversatul lider cetnic din timpul războiului. Mulți dintre cei acuzați au primit pedepse cu moartea și ulterior urma să fie executați, în timp ce în alte cazuri au existat pedepse cu închisoarea. Procesul lui Mihailović și execuția ulterioară au fost primite prost de unii lideri vest-europeni și au atras critici considerabile. Totuși, acest lucru nu a afectat extrădările criminalilor de război germani. Vom continua lista proceselor în care au fost condamnați criminalii de război din cea de-a doua conflagrație mondială data viitoare. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!